Nu știi că faci, da? Bun. Deci nu știi că faci. Pentru că nu știu să zic ce problema. Bine. Deci, aflați numele naturale X și Y știind că X, X minus Y pe lângă X. Așteaptă puțin. Dar spun problema. Așa, că te faci mai că X minus 3 pe lângă Y plus 4 este egal cu 12. L-ai înțeles sau? Da. Da, bine, înțeles. Dar de ce mergi așa pe jos, mă? Ca să nu apară la cameră. Aaaa, vezi că știi ce e filmul? Eu zic că îl îmbunătățește. Îi creează o imagine foarte bună, da? Hai zi-a. Deci, aflați numele naturale X și Y. Aflați. Știind că. X și Y. Știind. Că? X minus 3. X minus 3. Pe lângă X, Y plus 4 este egal cu 12. X minus 3 pe lângă Y plus 4 egal cu 12. Adică ce numere înmulțite fac cu 12? 4 și 3. Nu, hai să zicem numele. Așa întreba. Ce numere înmulțite fac 12? 1 și 12. Deci, am avea 1 ori 12 și respectiv 12 ori 1. Că l-au toate variante. 6 ori 2, 2 ori 6. 6 ori 2 sau 2 ori 6. Apoi. Trei ori 4 sau 4 ori 3. 3 ori 4 sau 4 ori 3. Că tu am luat tot. Da. Nu? Poți divide ori 12. Da. Așa este. Și atunci înseamnă prima situație. În prima situație scrie 1 ori 12. Adică e 1 ori 12. Scrie așa 1 ori 12. Adică x minus 3 egal cu 1. Este egal cu 1. Și Y plus 4 este egal cu 12. Din toate acestea va rezulta că X o să fie egal cu 4. Și iar Y o să fie egal cu 8. Apoi o să avem următoarea o să fie 12 ori 1. Fie 12 ori 1, care conduce la X minus 3 egal cu 12. X minus 3 este egal cu 12 și Y plus 4 este egal cu 1. Din păcate, această soluție nu este valabilă decât, în, deci decât pentru X. Deci nu poate fi. Simultan trebuie să mergem. Simultan. Dacă nu e bun. Deci, clar, la doar nu merge, punct. Să se va. 12 și 1 am văzut. 6 cu 2. 6 cu 2. Adică ce este? Da, te rog, vorbește. X minus 3 egal cu 6 egal X și Y plus și imediat Y plus 4 egal cu 2. Se poate? Nu. Că Y plus 4 poate fi 2. Doamn profesor, eu cred că singura variantă posibilă este aceea cât Y este mai mare decât X-ul. Da. Și, adică Y să fie mai mare decât... Da. Exemplu, următoarea variantă o să fie 2 ori 6. Deci 2 ori 6 și 6 ori 3. Apoi de la să vedem pe care de ce spune. X minus 3 este egal cu 2. Și Y plus 4 este egal cu 6. Adică ce înseamnă? Adică X este egal cu 5. Și Y egal cu? Și Y egal cu 10. Cu? Cu? 2. Cu 2 ori 2. Cu 2 ori 3. În următoarea metodă, o să fie... Următoarea metodă. Următoarea variantă este 3 ori 4. Deci e vorba de 3 ori 4. Unde x minus 3 este egal cu 3, iar y plus 4 este egal cu 4. Din toate acestea rezultă că x este egal cu 6 și y este egal cu 0. Și y egal cu 0. Și 4, 3? Nu, nu mai merge. Da.
Și acum am găsit soluțiile. Iată, asta e prima soluție. Una, două și a treia. Da, și mai sunt. Te rog. Care este cifra cu care se termină cele două suri? 11 ori 12 ori 13 ori puncte puncte ori 19. Deci 11 ori 12 ori puncte puncte ori 19. Da. Care este ultima cifră? Ultima cifră aceste emoții. Da. Cred că putem să facem 1, pentru că trebuie să aprim numai ultima cifră. Putem să facem 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 7 ori. Deci la înmulțire te gândești să urmești ultima cifră, 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Da, ultima cifră presupun că o să fie 0. De ce? Deoarece le avem pe 2 și pe 5. A 15. Da. O să le avem pe 2 pe 5. O l-avem pe 6, nu, o l-avem pe 12 pe 5. Atât, și atunci ultima cifră este 0. Deci e numărul 1 și ultima cifră unităților este 0. De asta vă zbate autorul. Acum vă trebuie o. Arătați că numărul 11 ori 12 ori puncte, puncte, ori 19, plus 47 este diferit de pătrat perfect. Da. Adică nu este pătrat perfect. Da, e adevărat, e pătrat perfect. De ce? Pentru că ordinea cifrelor va fi 7. Știi că este 0. Da, ordinea cifrelor va fi 7 și de ce va fi? Cifrele egal cu 7, 8 și mai erau. Așa. Deci este un număr lung, ultima cifră 7, deci nu este pătrat perfect. Bun. Încă ceva. Să se rezolve ecuațiile. În numărul natural. Da? Ien. Care zice așa? 2 ien minus 1 la plăta plus 3 plus 3 m plus 4 totul la a doua egal cu 5. Cine e m și cine e n? Egal cu 5. Îl facem singur. Nu, nimic de împreună, că nici eu nu știu să-l fac, doar cu un pe. Dar până la dată, să nu am de asta. Din ai vrei de? Da. Deci. 2 la n, la a doua, minus 1 la a doua. Aha. Deci îmi pun paranteză. Deci fiecare la două. Da. Dar cât se face fiecare la două? Ce operație? La înmulțire, mă. La adunare și la scădere trebuie să faci operație. Dar n-am pus să fac o operație. Păi n-am pus să faci, sigur că da. Păi vedem ce numere adunate dau 5. Adică? Adică 1 plus 4 și 4 plus 1. Adică... Adică un par, că de trebuie să adică una, unul spate. Una, ele se facă unul și altul se facă. Din păcate nu se poate. Ba se poate. Da, dar unul spate și patru plus unul nu o să se facă. Deci, deoarece... Dacă el va fi unul, dacă el a fost unul... Dar nu, toată paranteza asta să fie unul. Deci, da, o să fie 1 plus 4 și 4 la n minus 1. Nu e la n, 2n. 2n minus 1. Dacă vă pune pe n 1. Dar nu e 1, mă, nu știu. Nu, nu, dacă să zicem că n o să fie 1. Așa. 2 minus 1, 1 la 2, 1.
plus, spun, credem că m este z. Tu mergi liberă, deci nu vrei să tatonezi problema așa. Dar îmi spune așa, pe 5 îl pot scrie ca fiind 1 plus 1 la a doua plus 2 la a doua. Și din momentul ăsta, înseamnă că am variantele, paranteza asta să fie egal cu 1 și asta să fie egal cu 2, sau invers. Paranteza asta să fie 2 și asta altă să fie 1. Deci sunt două situații. Nu, n-a spus bine? Nu, ce se... Un pic, dar... Ce ți-e neclar? 5-ul ăsta este o sumă din două pătrate. Da. Și atunci, care sunt situațiile posibile? 1, să fie prima paranteză și cealaltă. Da. Și atunci avem, deci, cazul 1. Cazul 1. 2n minus 1 să fie egal cu 1. 2 minus 1 egal cu 1. Da? Ștergi de acolo. Nu? Deci 2 minus 1 egal cu 1 și cealaltă. 3m plus 4 să fie egal cu cine? Cu 2. 3m plus 4 egal cu 2. Deci de aici rezultă că 2n egal cu 2, adică n egal cu 1. Da? Și cealaltă, 3m plus 4 egal cu 2, 3m egal cu... Se poate? 3m plus 4 se facă 2? Nu! Imposibil! 3m plus 4 egal cu 2, imposibil! Deci soluția aici nu avem. Pica asta, pentru că varianta de-a doua nu furnizează. Cazul 2. Adică, în cazul 2 să facă 2n minus 1 egal cu cine? Cu 2. Și 3n plus 4 să facă 1. Și nici asta nu furnizează. Înseamnă că nu există perechi mășină care se întâmple să facă egalitatea și ea. Este și foarte ciudat pentru că, eu am un număr, 2, 2 la ceva, minus ceva, adică dacă ar fi n-ul acela cu 1, ar fi 2, minus 1, ar fi 1 la 2 și ar fi 1. Și 1 plus 3, m plus 4, totul la 2. Pentru că totuși acolo este adunare, plus 4. Așa. În unul acela, dacă ar fi 0, ar fi fost 4 la 2, deja ar fi fost mare. Ar fi fost 16. Deci, ar fi fost imposibil. Pentru că dacă eu aș fi pus M-ul 0, care e cel mai mic număr, nu pot spune altul în momentul de față, da. Ar fi fost deja 16 paranteza aia. Sigur, sigur. Dacă puneam pus 2 aici, Daria, dacă puneam pus 2, mă apropiam, mergeam. Dacă puneam plus 2, mergeam. Pentru că acolo aș fi avut 1 dacă aș fi pus 1 și acolo aș fi avut 4, și 4, da. Și 4 cu 5 ați mers. Și acolo aș fi mers. Dacă ați pus 4. Da? Deci acum... Mai aveam o problemă cu dumneavoastră, dar ați scăpat, că mai e timp. Nu m-am scăpat, și vă bucur că am scăpat. Da, dragilor, iată că am trecut pe nesimțit de ora. Să vedem ce am făcut astăzi. Hai să vedem sinteza. Ei vezi o lună de un profesor la Odeza. Da, Odeza. Eu dau pe... O să le mai credeam de disibilitatea. Și după aceea îmi propun că dacă ei își lucrează temele acasă, să ne apucăm să facem subiecte pentru teză, că avem la colegi. Sigur că da. Și subiecte, e fain. Păi așa facem. Și unde nu știu divizibilitatea, le explica dumneavoastră. De cât ai? Și în vor să le facem subiecte pentru teză, da? Da. Să pornim un... Domn profesor, mai avem teza pe 7 sau pe 8. De ce? Deci pe ce lună. Să pornim o intens ca activitatea asta. Și noi avem material. Da. Subiecte de teză. De teză. Exact. Avem foarte. Da? Avem subiecte de teză. Perfect. Așa. Să lucrăm asta. Ei să-mi facă tema acasă. Unde nu știți discutăm. Marți, miercuri și vineri. Da. Până să trăiți. Păi dacă facem cât un... sau cât de jumătate, cu jumătate teză, sau cum putem. Cât o să vei pentru 50 de minute, așa că putem să o facem. Trebuie să facem. Putem să o facem. Și avem la subiect.
Bun. Atunci așa rămâne. Dar hai să vedem ce am făcut astăzi. Păi am făcut așa. Exerciții. Prima parte a fost puteri, operații cu puteri, operații cu puteri. Puteri, operații cu puteri. Factor comun. Probleme, multe. Probleme multe nu pot să spun. Problemele cu zile. Teorema împărțirii cu rest. Exact, teorema împărțirii. A fost așa interesantă, da? Teorema împărțirii cu rest. Ecuații cu două necunoscute. Da. Ecuații în el cu două necunoscute, cum am fost aceea, cât ori cât se facă 12, toate posibilitățile. Aici a fost zile. Acolo ce a fost acolo important? Orul de săptămâni, da. Punerea unui problem în ecuație, nu am ce să spun așa. Nu se recalendă. Da, să zicem. Cam asta așa, puterea, factor comun, teorema împărțirii cu rest, ecuație în el cu două necunoscute. Ne oprim aici. Hai, la revedere! Nu uitați de like și share! Așa mare, închide, hai!